50 de elevi și profesori din Deva, Brașov și Cluj au participat marți după amiază la invitația deputatului european Iuliu Winkler la o conferință organizată la Bruxelles în Parlamentul European, care a avut ca obiectiv împărtășirea celor mai bune practici dobândite în cadrul programului Protectorii Patrimoniului Adoptă un Monument. Programul are ca scop protejarea de către tineri a patrimoniului istoric și cultural din Transilvania. Este al 5-lea an în care, la invitația europarlamentarului Iuliu Winkler, echipele câștigătoare ale concursului Protectorii Patrimoniului au vizitat Parlamentul European din Bruxelles. De această dată au fost prezenți în Parlamentul European elevii din Brașov, care au adoptat clădirea principală a Colegiului Național April Loioș, elevii de la Liceul Teoretic Teglaș Gabor, care îngrijesc mănăstirea și Biserica Franciscană din Deva, și cei ai Liceului Teologic Reformat din Cluj, care au adoptat casa Puries Ovarie. În cadrul conferinței, elevii au prezentat conținutul activităților, precum și ideile și inițiativele lor creative și dinamice cu privire la protecția monumentelor.